Dar, pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Matei, capitolul 18, versetele 6-7. 10 magneți care atrag ochii bărbaților. 1. Rochii sau fuste scurte cu crăpături mari. Când ochii unui bărbat văd crăpăturile deasupra genunchiului, el se gândește, încă doar câțiva centimetri și ce aș vedea? Așa lucrează mintea unui bărbat. Dacă tații voștri nu v-au spus lucrul acesta, fiicelor, dacă voi bărbaților nu ați spus soțiilor lucrul acesta, să vă fie rușine. Știți că e adevărat. Acesta este un magnet pentru ochii bărbaților. Rochile sau fustele cu crăpături mari atrag ochii bărbaților. 2. Rochii sau fuste care se mulează pe fese. Cămașa mea nu se mulează nicăieri pe corpul meu, cu excepția încheieturii mânecii, probabil care stă fix pe încheietura mâinii. O fustă care se mulează pe fund este o fustă care nu doar stă pe fund, și se mulează și mai jos, în spatele coapselor. Când vedeți imagini ale unor prostituate, unul din semnele unei prostituate este că ea mereu are ceva mulat pe fund, fie că e o fustă mini, fie că sunt blugi, fie că sunt egări. Fundul ei este îmbrăcat în ceva mulat, căci aceea vrea ea să vândă și aceea vrea ea ca bărbații să cumpere. Acesta este un magnet pentru ochii unui bărbat. 3. Orice îmbrăcăminte pentru bust care stă mulat pe piept. E una când îmbrăcămintea stă lejer și îți acoperă pieptul, dar când stă mulat pe piept, ia forma sânilor separându-i. Aceasta devine un magnet pentru ochii bărbaților. Oamenii n-ar trebui să primească o lecție de anatomie când se uită la voi, surorilor. Este un magnet pentru ochii bărbaților. 4. Bluze deschiate, guler foarte larg sau decolteu la îmbrăcămintea pentru bust. Știți ce vreau să spun când mă refer la nasturi? Ai o bluză care se închide până aici. O deschei nu doar până aici, sau până aici, sau aici. Și o deschei până mai e doar un nasture distant de a ți se vedea sutienul. Iar când un bărbat vede că mai e doar un nasture închis, mintea lui își zice: mă întreb, ce se află sub acel nasture? Se formează în minte. Mai deschide doi nasturi, iar ceea ce vede și ceea ce gândește este un prilej de potinire pentru el. Gulerele sunt o problemă oriunde aș privi, la aeroport, la biserică, decolteele coboară. Unii desineri de modă din lume comunică femeilor de astăzi că ceea ce trebuie să facă e să desfacă gulerul, să-l lărgească cât mai în jos. Bluzele deschiate la nasturi, decolteele joase la cămeșile aflate sub jacheta ta, decolteu la toate articolele de îmbrăcăminte pentru bust. Și, de asemenea, femeilor, țineți minte, în adunare, de multe ori sunteți puse în situația să vă aplecați ca să ridicați vreun copil. Apleacă-te și uită-te în oglindă înainte să pleci acasă. Ceea ce pare să te acopere bine în timp ce stai drept, nu te acoperă suficient atunci când te apleci încât să fii îmbrăcată modest. 5. Bluza fără mânecă cu deschizături largi la sub braț. Tu te uiți în jos la rochea ta fără mânecă și nu vezi nimic decât umărul tău. Dar dacă are o deschizătură largă la sub braț, un bărbat care stă în spatele tău și privește în sus spre anvon, îți vede sutienul, iar mintea lui se duce unde el n-ar vrea să se ducă. E lipsit de modestie să apare în casa lui Dumnezeu în bluze sau rochii fără mânecă și cu deschizături largi la sub braț. Dacă sub braț e destul de strâns, încât nimeni nu poate vedea înăuntru, atunci aceasta e libertatea ta înaintea lui Dumnezeu. 6. Fuste sau pantalon cu brațul foarte jos. Acesta este un stil făcut faimos de către unele cântărețe mari ale lumii, care sunt considerate femei sexy, care își mișcă trupurile în mod incitant pe așa zisă muzica lor. Ele au făcut moda asta faimoasă cu fustele lor care abia le atârnă pe șolduri și cu blugii care nu mai vin până sus să acopere dunga fundului. Sunt situații în care la femei creștine bărbații dau cu ochii de dunga fundului lor, din cauza fustelor, blugilor sau pantalonilor cu bustul lăsat. 7. Îmbrăcămintea transparentă. Îmbrăcămintea care nu-ți acoperă lenjeria, astfel încât nimeni să nu-ți o poate vedea. Societatea s-a stricat atât de mult, tinerele care umblă cu haine transparente pentru a ispiti tinerii,
Acesta este un magnet pentru ochii bărbaților. 8. Fuste și rochii care sunt prea scurte. E dificil când stai așezată să te acoperi cum trebuie, iar dacă devii prea concentrată la ceva, într-un loc public, nu-ți mai ții genunchii strâns, uniți și în scurt timp, picioarele se despart puțin și oricine care din întâmplare se uită, poate să-ți vadă direct chiloții. Asta nu e modest și devine un magnet pentru ochii bărbaților. Dacă sosești la adunare îmbrăcată astfel, încât la sfârșitul programului, oamenii, fără să vrea, îți cunosc culoarea lenjeriei intime și te străduiești să-ți tragi sub tine fusta prea scurtă și prea strâmtă, este o problemă mare. Asta nu este în standardul biblic, unde scrie, vreau ca femeile să fie îmbrăcate cu sfială. 9. Egerii, pantalonii sau blugii. Te vase de lucru încep să poarte semne îmbrăcăminți. Ce se mulează pe fund și pe coapsă și între picioare, locul sau cusătura unde se unesc cele două părți ale unei perechi de pantaloni, acesta este una din arele în care lipsa de modestie a câștigat teren în biserica botezată cu Duhul Sfânt. Unele dintre voi ați apărut cu egări, dintr-un material despre care nu v-aș întreba ce anume este însă. Ori au spandex în ei, ori sunt dintr-un tip de material care se întinde și se mulează pe fund și coboară în jos mulat pe coapsă și stă strâns lipit între picioarele și pe dunga dintre fese. Nu vă gândiți ce face asta multor bărbați când îi văd. Atrageți privirea lui către cea mai senzuală parte a corpului tău. Atrageți privirea lui către cea mai senzuală parte a corpului vostru. Toată zona aceea devine un magnet pentru ochii unui bărbat. Iar în Biblie spune, vreau ca femeile să se îmbrace sfios. 10. Mijlocul și spatele gol. Tot stilul ăsta actual în care îmbrăcămintea de bust coboară și abia dacă ating blugii cu turul lăsat, poți privi în oglindă și spune, sunt acoperită complet, dar e de ajuns doar să te întinzi până aici, iar câțiva centimetri din abdomenul tău ți se vede. E nevoie doar să te apleci puțin și lumea poate să-ți vadă spatele și de obicei marginea lenjeriei intime și asta se întâmplă și în multe adunări. Bărbații nu au voie să se potinească. Surorile nu au voie intenționat să cauzeze ca bărbații să se potinească pentru că își vor pierde mântuirea. În concluzie, tu ca femeie, ca soră de credință, trebuie să faci acest lucru. Pocăiește-te de modul în care, neînțelept și neglijent, te-ai lăsat înghițită de standardele lumești și ai cauzat prilejul de potinire pentru frații tăi. Cere iertare lui Dumnezeu. Mergi la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, spală-mă în sângele Tău prețios. Nu am vrut ca egrii aceștia strânși, care mie mi erau confortabil, să-i facă pe frații mei să păcătuiască. O, Doamne Iisus, iartă-mă! Nu credeam că bluza mulată care mi-arată forma pieptului era un prilej de potinire. Doamne, iartă-mă, curățește-mă și spală-mă în sângele Tău prețios. Pocăiește-te, mergi la Hristos cu credință, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iar apoi, faceți dar roade vrednice de pocăință. Mergeți la dulap și îndepărtați tot ceea ce are vreunul din acești 10 magneți ascunși în ele. Doamne, dă înțelepciune! În Romani, capitolul 12, cu 2 spune, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani, capitolul 12, cu 2. Amin.